Cum am spus, oameni buni, pauză scurtă, am revenit. Marius Manole la un dialog neconvențional, un dialog altfel la selectiv cu Dan Bucura. Marius, rapid, așa, să terminăm ideea aia. Deci, vaccinat, 3 doze, ca și mine, ca și mulți români, dar cu semne de întrebare acum, după... Da, nu vreau să intru în subiectul ăsta, pentru că... Nici nu e expertiza noastră și nici nu vrem să... Da, așa a fost așa o chestie de ciudată, în primul rând. Ciudat, a fost ciudat, a fost un moment ciudat al umanității, adică pur și simplu... Aia, de fapt, mai mult asta mă interesa să discutăm așa câteva... Sau nu câteva minute, dar când... Paradigma în care am fost ca societate. Eram efectiv, ne era teamă mai, unul de altul. Dar n-am mai trăit asta. Eu am fost un oameni care nu m-am temut foarte tare. Dar n-am mai trăit asta. Ne-a luat prin surprindere. N-am știut. Na, vă da, am reacționat fiecare cum am putut. Pe unii am putut, unii mai puternici, alții mai puțin puternici. Na, China n-a fost niciodată trasă la răspundere pentru ce s-a întâmplat acolo, deși de acolo a plecat, nu? Adică, na, nu știm nimic. N-am rămas așa. Așteptăm următoarea lovitură sau nu știu ce o să vină. Dar acum, fiind cu războiul ăsta, cred că suntem prea ocupați. Să suntem ocupați, mai găsim... Nu mai avem timp să mai găsim COVID până în cotloane. Da. Hai că am zis că facem și jocul ăsta așa. Tu ești moderatorul și alegi subiectele. Despre ce vorbim mai? Păi, dacă mă apuc să vorbesc despre cultură, o să scadă, o să plece lumea de... Dar eu nu cred că o să plece. Apropo, sălile de teatru sunt goale astăzi la reprezentație? Nu, am venit acum de la teatru, de-aia să arăt și așa. Am coborât de pe scenă acum o jumătate de oră. Am jucat spectacolul A doua film, Repeție pentru lumea mai bună, care se vinde în fix jumătate de oră. Sold out tot. Și sunt 900 de locuri. Păi și atunci cum să vorbești despre cum Pădurea Spânzuraților, la fel. Sunt spectacole care se vând imediat ce se pun în vânzare și asta e mare lucru. Și astăzi erau foarte mulți tineri în sală. Dar am fost la Festivalul Enescu, unde dacă alți ani, în alți ani te zbăteai să găsești bilete, era așa, acum sălile erau un pic cam... Nu erau chiar pline și mai erau locuri și majoritatea oamenilor erau între 45 și 70, ceea ce ne spune ceva, adică despre interesul tinerilor și aici e problema și aici aici am pierdut noi foarte mult, pentru că oamenii adică nu înțeleg. Crezi că a lovit fenomenul TikTok, fenomenul Facebook, nu știu? Toate au lovit. Toate au lovit, în... toate au lovit și n-au avut contracandidat. Contracandidatul ar fi trebuit să fie învățământul, educația și sprijinul culturii. Din păcate, cultura a fost un domeniu care tot timpul a stat la masa guvernanței. Cred că e ultimul pe acolo. Se întreabă, ești și ministrul culturii? Da. Nu, cred că e primul, de fapt, când e vorba să se taie. Dom'le, n-avem, da. Primul... capul listei, pac, cultura. Da, da, adică sunt multe lucruri neregulă. Acolo la cultură e mult de lucru. Majoritatea oamenilor săraci n-au făcut nimic cât au fost miniștri, n-au reușit să facă nimic, nu s-a schimbat nimic. Și de-aia, uite, am făcut un lucru, am tot vorbit despre asta, am făcut o asociație, Cultivez, cu care, alături de colegi, de prieteni, de Medea Marinescu, Lodica Mandache, doamna Maia Morgăștenu, Ana Pelea, încercăm, vrem, trebuie să găsim și resursele financiare, că nu e ușor, să mergem în sate, să mergem în mediile unde nu ajunge cultura. Așa, motto ăsta e, ducem cultura unde n-a mai fost. Pentru că ne-am dat seama că e singura șansă prin care... Și adică cum mergeți voi, caravană? Noastră. Mergeți acolo? Cum faceți? Să mergem cu spectacole, cu dezbateri, să stăm de vorbă cu oamenii, să le citim chiar, să facem ceva care prin care să înțeleagă că viața e mult mai mult de atât și se poate pleca, se poate ieși dintr-un sat, se poate ieși dintr-o familie care nu e benefică. Noi am fost norocoși, dar sunt mulți oameni care nu sunt norocoși. Și atunci acest Cultivezi o să... Ne preocupăm să-l ducem cât de mult putem, pentru că eu cred că una din cauzele sărăciei din România este incultura. Pentru că nimeni nu face, sau foarte puțini fac această asociere directă cultură-sărăcie, incultură-sărăcie, cultură. Cultura, incultura asta e vina cui, apropo și de asta? Nu mai vor oamenii să meargă la școală, nu mai își mai permit, nu mai au locuri unde să facă școală pe bune. Nici nu știu. Ce te oprește să iei o carte? Nu, nu e chiar așa. Că dacă ai trecut prin clasele primare și știi să citești, poți să iei singur o carte, nu te oprește. Sau poți să iei telefonul. Corect, să stai depinde pe TikTok, ce părinții să pui ai, o... Depinde ce educație ai, depinde la ce școală mergi, depinde ce profesori ai, depinde ce vezi în jurul tău. Sau poți să iei TikTok-ul, sau poți să iei altceva și uite ce se întâmplă în România, nu? Sau mergi, uite, dacă nu vrei să-ți obosești ochii, ți se pare un efort prea mare, te duci la teatru.
Sau măcar la un film, zic. Și teatrul ăla e greu de privit. Adică noi jucăm, de exemplu, un Richard, care e model făcut de Andrei Șerban, în care chiar subiectul e foarte politic și la momentul ăla chiar vorbea despre cumva bătea la domnul Dragnea, acea poveste, da, dacă poți să crezi. Și la teatru e greu de să stai 3 ore și să înțelegi un text de Shakespeare. Nu e chiar cea mai simplă, cel mai simplu lucru de pe, adică nu e chiar, deci la cel mai simplu e să dai scroll la 2 secunde sau 3 în sus la dar telefon. Dar chiar și noi cădem în asta, adică nu, da, noi nu ne excludem, chiar și noi cădem pentru că e foarte atractiv, adică e o adicție, e ceva, da, care te... Din fericire noi am trecut peste momentul ăla în care te paradește jocul. Adică... Am scăpat, dar tu îți dai seama dacă eram acum copii? Dacă cu aveam siguranță acum 10 ani, erau mici. Dacă aveam 14 ani, păi mai făceam noi, mai dacă reușeam. Dacă aveam și niște părinți înțelegător la capitolul ăsta care își iau, ia-mă, device-ul că... Din gură. Da. Astea sunt vremurile, dar vremurile trebuie contracarate cu niște lucruri foarte bune din partea noastră. Adică să-i atragem pe tineri într-un fel, să-i punem să facă niște lucruri, să le dăm niște opțiuni, să le creăm niște oportunități. Păi și ce opțiuni le dăm? Îi chemăm la un festival, da? Niște minori, îi chemăm la un festival frumos... Totul bine și unde îl vedem pe unul sau pe altul pe scenă, că încep să-și bage, să-și scoată, să facă, să unde dreagă. Unde ai văzut asta? Păi a fost celebrul scandal de la festivalul de la Cluj, nu? Unde vorba aia... Un, acolo nu trebuiau să aibă, să fie copii acolo și așa mai departe și na, asta e acum, cum să spun, trebuie să existe de toate. Nu spun că toate festivalele sunt pe nu, acel... Nu, trebuie să existe toate, dar trebuie create oportunități pentru copiii de la sate, pentru familiile sărace, trebuie copiii aia aduși în situația în care să își dorească, să-și depășească condiția. Trebuie făcute lucrurile astea, oricine se preocupă de asta. Sunt sate fără biblioteci, sunt sate fără școli. Părinți care au 6 copii, nu-și trimit copiii la școală pentru că trebuie să muncească. Eu am jucat cu un copil de etnie romă extraordinar de talentat într-un scurt metraj, într-un mediu metraj, Mon Ami se chema, făcut de Cărna Dașoveanu, și am avut partener, un băiețel de 14 ani, Bondi îl chema, care era nu talentat, era extrem de talentat. Eu am vrut să mă duc și să-l iau de acolo și să zic, hai să îți plătesc eu școală, te trimit eu la facultate. Și tatăl și mama îl țineau acasă pentru că trebuia să meargă cu taică să muncească la zidărie. Și a zis, dar nici nu se plec. Avea deja un copil, deja năștea soția lui. Pentru oamenii ăștia trebuie gândite lucruri. Pentru oamenii ăștia să fac lucrurile. Hopes for Children face lucrul ăsta, ca părinții să nu-și dea copiii, îi ajută cu... Nu le dă bani, le ajută cu o vacă. Ca să aibă lapte, să aibă ce mânca și așa mai departe. Pentru oamenii ăștia se fac lucruri. Păi cei care fac pot fi 2 entități, cum o văd eu. Pot fi ONG-urile... ONG-urile fac destul de multe, dar și... Sau pot fi oamenii politici, cei care au pâinea și cuțitul, nu? Și o taie și o împart, ia și tu, ia și tu, ia și tu. Politicienii spui că nu pe sunt ceea ce trebuie. Înșiși, nu, când vine vorba de cultură... Unde? Avem o clasă politică slabă, nu? Unde? Păi nu, noi avem o clasă politică formată 80% din oameni care n-aveau niște meserii, care au vrut să se căpătuiască într-un fel, să trăiască și ei pe lumea asta bine, au dat probabil niște bani la un partid sau cum așa, și au ajuns și ei deputați, senatori. Că dacă ei pe rând și le faci, le dai... Eu aș avea curiozitatea asta să-i ia, să-i închidă, să le dea cu întrebări de cultură generală. Păi ei omorâ. I-ai omorâ. Păi, și mai e și disperarea lor, că asta e și marea lor disperare, că ei dacă pleacă de acolo n-au să întoarcă. La ce să întoarcă? Că n-au niște meserii. Se duc la forțele de muncă, păi, mulți dintre ei. Adică groaznic. Păi și la forțele de muncă nici n-au ce le repartiza aia. Și despre asta e vorba. Când ai o clasă politică de felul ăsta, care nu e creată din vârfurile societății, care nu e... ce te aștepți? Ce legi să-ți dea? Da. Cine să lupte pentru cultură? Care cultură? Bun. Și în cazul ăsta, te-ai gândit că au mai fost colegi de-ai tăi? Te-ai gândit să iei în calcul... Să intri tu în politică sau cei ca tine să intre în politică, să schimbe lucrurile? Da, n-am ficat pentru asta. Nu am ficat. Vezi, și tu spui asta și eu spun asta și ca noi spun... Nu, n-am ficat pentru asta, nici n-aș ști cum să stau de vorbă cu George Simion, n-aș ști cum să stau de vorbă, nu am capacitatea. Plus că n-ai. Plus că dacă încerci să faci lucrurile corect, cred că în 3 luni de zile ești dat afară, mâncat, habar n-am. Amenințat și așa mai departe. Vezi cazul Dominic Friz de la Timișoara, amenințat cu moartea, cu bătaia, cu asta.
Păi da, dar poate l-amenință unii disperați că nu-s mulțumiți sau că nu face. Păi sigur că l-amenință unii mulțumiți că le-a luat un spațiu care era lor de 30 de ani și nu plăteau nimic pe el și acum vine unul care spune, voi de ce aveți spațiul ăsta? Păi de aia, păi nu-l mai aveți de azi. Păi cum? Păi uite, nu-l mai aveți, că nu e legal nimic. Pe cine acceptă așa ceva în țara asta? Da, pesimist abordarea. Nu sunt pesimist deloc. Ce să, nu sunt pesimist. Sălile sunt pline, eu joc mult, teatru e bine, dar calitatea publicului mai scade, să simte asta. Dar așa stau lucrurile, adică evident, cine să intre în politică? Trebuie să ai nervi timp. Ar trebui să renunț la actorie, în primul rând, că nu poți să-i faci în paralel. Și de ce aș renunța la meseria mea ca să, adică, să mă duc undeva? Măcar să ai să le facem atunci radiografia astora. Păi eu, care ți s-a părut cel mai bun președinte al României, să zicem, de post-decembrist? Știu, e greu să zici, să alegi ceva bun din ceva ce n-a prea fost ce trebuie, nu? Nu am. Am sperat. Nu poți să alegi niciunul acum, nu poți să pui mâna. Am sperat foarte tare atunci când a venit Iohannis, domnul Iohannis. Am sperat foarte tare și am crezut, chiar am crezut. Și, na, acum suntem în situația în care suntem. Nu știu, mă și gândesc cu groază, anul viitor va fi un an foarte important și hotărător pentru noi, pentru toți românii, deci vor fi 4 rânduri de alegeri. Ce vom alege, ce vom face? Ce vom alege? Când deocamdată la orizont nu-i nimic care să zici, da, domnule, cu inima deschisă. Dar am mers noi vreodată cu inima deschisă la alegeri? Am mers noi vreodată? Nu, totdeauna e foarte corect. Am mers, ba da, am mers la Iohannis. Probabil că am mai mers, ba da, am mai mers, mai spun eu apropo de Iohannis. Am mers în 90, în anii 90, nu după ce ne-am scuturat de comunism. Nu. Păi eu n-am votat atunci. Nu, da, vorbesc de români, post-decembrist, în anii 90, când au mers ei 90%, nu știu, a fost o cifră halucinantă, nici eu n-am votat la tura aia, s-au dus toți cu bucurie să pună altceva decât pe tovarășul. Da, da, știam noi. Și l-au luat pe tovarăș, și a venit alt tovarăș, tovarășul Ion Iliescu, care a pus jugul pe noi o perioadă bună de timp. Păi de acolo a plecat practic nenorocirea, nu? Da. Și nu ți-e greu totuși să crezi că mai sunt oameni în 2023 care încă pun ștapila pe... Că FSN-ul era tot un fel de... Că de acolo, nu e de acolo... Păi da, surma și ălora, da. Păi bun, și dacă nu pui pe aia, ce pui? Hai să-i luăm rapid, uite, facem ultima voltă prin politică așa. Deci pe PSD nu mai pui ștampila, că surmașii comuniști, nu numai că surmașii, cu aur nu mai descrie că am spus. Nu numai că surmașii, Dan. Nu numai că surmașii. Dar tu nu vezi că odată la două săptămâni apare un baron din PSD care e închis pentru mită, pentru șpagă? Voi nu, adică oamenii nu văd ce-și imaginează, că ce? Că am ascultat un interviu în care domnul de la Vaslui, da? Care a comit... Domnul Buzatu, da. Domnul Buzatu. A luat un interviu unui om și a zis, era un om drăguț. Știi, uitați, vedeți fântâna aia de acolo? Dacă nu era el, nu o făcea nimeni. Un om care fură de 20 de ani și le-a făcut o fântână. Dacă oamenii gândesc în felul ăsta, cum? Și nici nu poți să-i acuzi pe oameni, că sunt așa de săraci și a ținut într-o sărăcie încât omul nici nu mai are... Bun, pe PSD nu... După guzma, ai văzut cazul de la 2 mai, de la Vama Veche. Ai văzut, vezi ce se întâmplă în spital, vezi tot, adică... Și, deci, cine poate să-mi spună mie că nu aceste două partide sunt... Cine? A fost aur la putere, n-a fost. Până acum. Deci nu poate fi aur la putere. USR-ul a fost au fost 7 luni sau 8 luni la guvernare și a fost o gură de oxigen pentru tot PSD-ul, tot PNL-ul să spună că e vina lor. Au fost 7 luni. 7 luni. În 7 luni poți repara ce strică oamenii trei de... Bașca că nu ești lăsat. Ca dovadă că au și fost îndepărtați foarte. Ce spuneam noi? 7 luni. Cine a guvernat țara asta? Te întreb, uite, păi, logic. Au mai avut un an. A fost guvernarea tehnocrată. Așa, care a fost un an. Dan, un an. Un an. Un an și 7 luni. Bun, scoatem anul ăsta și 7 luni. Cine a guvernat România, te întreb, ultimii 30 de ani? Bun, fără dubiu, cel mai mult PSD-ul. Și cum poate vine cineva să-mi spună mie, un apărător, un votant al PSD-ului, cu care n-am nimic, Doamne ferește, sunt oameni și ei, să vină să-mi spună că partidul ăsta e bun? Păi cum să nu spună, cum cineva? O să spună 30 și ceva la sută din cei cum, care... Cum, dar ei nu se uită în jurul lor? Uite așa, se duc și votează. Adică, cui e vina? Cine a făcut dezastru în țara asta?
nu știu, 30 și ceva la sută. De dreapta? Cum să fii partid de dreapta și să accepți să faci alianță cu unii de stânga pe care nu numai că îi criticai? Păi, tocmai a fost pe scaunul tău un domn care mi-a spus în această seară că a cerut-o și o cere interesul patriei. De-aia au făcut alianța, nu știu? Serios? Așa spune, domnule. Dar dacă aveam noi alegeri anticipate... N-aveam alternativă. Dar dacă aveam lucruri, poate să mai pot găsi alternative. Păi cum? Dar pot... ce? Păi nu știu. Vezi, de-aia poate... Aici îți împărtășesc opinia și eu sunt scârbit și eu m-am ținut departe. Stau la măsuța mea, stau la treaba mea, tu ai scena ta, eu ne nici facem... Eu sunt scârbit, eu sunt siderat. Dar cumva... Eu sunt siderat când văd că aceste partide au împreună 30% din votanți sau 40% cât o să aibă. 40 și... Deci eu sunt siderat. Ori oamenii n-au informațiile care trebuie, ori nu se uită, nu înțeleg. Eu sunt sigur și am spus dintotdeauna, sunt sigur că și în PNL și în PSD sunt oameni de valoare și sunt care nu sunt lăsați să treacă niciodată mai sus de cotizație și de așa mai departe. Eu nu acuz un partid întreg așa, eu îi acuz pe cei care, reprezentanții lor, că noi pe aia îi vedem. Și eu nu înțeleg cum dintr-un partid ca PSD oamenii buni nu se coalizează până, bă, mai, da, mai lasă-ne, mă, frate. Ia, gata. Nu doamna Dăncilă. Să vină un om de valoare. Păi, dacă ridică vocea, a doua zi nu mai sunt acolo. Sunt și atunci, două trepte mai jos, retrogradați, arătați. Bun, asta e, da, e, da, partid. Acum eu nu bag mâna, când celelalte partide nu se întâmplă la fel. Dar este incredibil să conduci țara asta 80% din timp, să vezi dezastrul ăsta și totuși în continuare să câștigi alegerile. Acum am primit un mesaj că zice că nu m-am uitat la televizor și nici nu văd fără ochelari. Ia, imediat vă zic. Zice așa, că în Polonia azi prezență la vot 73%. Da, păi cu 70% în România schimbi paradigma politică. S-a terminat cu 70%. Da. Nu știu ce ar pune aia diferența de la 35 la 70, habar n-am și nu dau sfaturi electorale. Doamne ferește. Dar sigur schimb paradigma politică. Apare un partid nou, apare independenți, habar n-am. Dar noi n-am mai depășit pragul de 40% de ani buni, nu de cicluri electorale. Păi avem două variante. Ori ieșim toți la vot, nu mai ieșim niciunul. Și dacă nu mai ieșim niciunul, știi ce zice cărticica aia mică și vânjoasă asta ca să stric seara? Ce că zici? Se validează scrutinul cu cei prezenți. Partidele, care au fiecare câte 200.000, 300.000, își trimit activul la vot, că ea trebuie să se ducă, nu? Da. Păi eu când am carnet de membru pe partid, mă duc să votez. Și atunci noi toți și alalți nu mergem, o să ai 7% prezență la vot și o să ai 60% în partid, 40% la alt. Nu știu dacă e cea mai bună soluție asta să nu mergem. Atunci hai să ieșim la vot cât mai mult. Dar cum îi convinți să la vot? Asta încerc și eu să le... Să mergem din ușă în ușă? Ce să facem? Păi nu știu, facem. Avem platformele noastre pe Facebook, la televizor. Da, există și aici drept. Oamenii au dreptate care m-au amendat și le dau dreptate. Când a fost disperat cu Iohannis, am ieșit și am spus, oameni buni, vă rog, votați, mergeți, părinții, mama, vă rog, plec din țară. Și l-am votat. Mai am eu curajul acum să ies să le spun oamenilor, votați PP sau votați. Nu mai am curaj, că nu mai am niciun drept, că mi-am pierdut dreptul ăsta. Da, acum știi cum e. E un rol pe care... Iar iată-mă, bula ta... Poate fi un rol bun sau poate fi un rol rău. Oamenii, nimeni n-a știut atunci. Mergeți la vot. Oamenii din bula ta sigur merg la vot, oamenii din bula mea categoric am merg la vot. Cui să mă adresez? Unde să mă duc? Nu știu, al... Multora care nu sunt neapărat în bulă, dar care ne urmăresc, nu? Mă gândesc, da. E, știi cum e, speranța moare ultima. E foarte corect ce spunem noi aici. Dar lumea se uită azi la noi, zice, da, ok, zic și. Da. Da, categoric că da, eu sunt convins că noi vorbim degeaba. Adică sunt convins că nu... Când sunt nimeni. Alegerile, unii adică sunt plecați la munte, alții la mare. Sunt de părerea noastră, vor fi de părerea noastră. Noi nu o să schimbăm acum nicio părere, nu vă imaginați că vine acum. Nici nu ne-am da, propus. Bă, uite că boala de Manole are dreptate. Nu, nu o să spun asta. Dacă un 0-1%... Când vezi tu că partidul ăsta acum este într-o gaură imensă, imensă, care n-a fost lăsată nici de AUR, nici de USR. N-a fost lăsată, da? E creată de ei, da? Corect. Și acum sunt în stare să pună taxe pe tot, pe tot, pe tot, pe tot. Cred că iau și taxele pe mort. O să ia pe mormântări, pe tot, cred că dacă nu știu. Bun, hai să zicem și de USR două cuvinte, că i-am lăsat așa. De ce crezi că partidul ăsta e încă, spun sondajele, mă gândesc că tot mai minți și ele, dar nu așa rău. Joacă undeva la 9%, la 10%, la 11%, la cât o... De ce nu joacă, având argumentele pe care și tu le-ai enumerat și cu mare, multe dintre ele sunt de acord, că n-a fost decât puțin, că nu, că nu, că nu.
De ce are 11% sau cât ori avea? De ce n-are 30%? Pentru că niciunul din partidul, din partidul SR, ei nu au un discurs, cum se cheamă, populist. Nu agită masele, nu te fac să vibrezi. Ei nu au discurs în sensul în care vă dăm, o să facem, o să vă ducem, o să... Nu prea, sunt lucruri concrete, așa, coerente, plus că dacă ei pe fiecare din cine a fost la guvernare până acum la USR și pe cine știm, toți, Dan, au niște meserii, sunt niște oameni care au terminat niște școli, unele foarte bune în străinătate, sunt niște oameni care și-au lăsat meseriile ca să se implice. Știi tu pe cineva care... Zim. Dacă știi. Zim. Da, nu știu. Eu nu zic, mă feresc să zic și numele. E un partid care nu prinde neapărat la oamenii care așteaptă căldarea cu ulei și cu zahăr. Deci suntem o România a căldării și a uleiului și a pomenii electorale? Asta e întrebare, nu știm că suntem așa, mă întreb pe mine. Băgam și eu bățul prin gard cu năduf, așa, dar... E un partid care a vrut să facă lucruri, care a pus niște lucruri acolo. Cine a votat pensiile, tăierea pensiilor speciale? Cine a votat acum 3 zile? Păi... Cine? La nivel declarativ, toți au votat. Nu. Toată lumea vrea să taie. Nu. Da? Nu. PNL-ul și PSD-ul nu au fost de acord. Ei au spus că vor să le taie, dar nu îi lasă niște băieți aia nouă iluminați. Nu îi lasă niște băieți. De la Curtea Constituțională. Nu îi lasă niște băieți care le bagă niște bani în buzunar. Ăia da, nu îi lasă niște băieți. Categoric că nu îi lasă niște băieți, că de aia nu fac. Sau niște băieți care au în mână dosarele lor și spun, bă, dacă mie mi-a dispărut pensia specială sau sinecura sau ce am, apoi și eu pe un buton și la revedere. Ei de asta depind la alegeri, depind de oamenii ăia. Să lupte de atâta timp asta cu păcănelele. E atât de simplu. Scoateți păcănelele din numai dar... Nu se poate. Păi da, dar știi că toate țările lumii, astea civilizate, acolo unde noi ne uităm, cujind, câștigă bani mulți din industria asta. Da, poate să câștige, dar nu din lângă școli. Sau lângă, în proximitatea unor... Da, aici e corect. Hai să-i mutăm un... spații. Ce e așa de greu? Da, să impozităm viciu, că viciu e impozitat. Da, de acord cu tine, spun că da. Poți să mergi mai departe, putem să impozităm și alte vicii. Bun. Cum fac alții, dacă explic exact și la ce mă ține gândesc. Pe domnul Ciolacu să dea semnătură? Ce ține guvernul să facă asta? Să spună, bă, da, afară din oraș. Să fie... A făcut-o, a zis că a făcut-o. Acum asta e să le și vedem scoase. Că știi cum e diferența între vrei să o faci, după aia vin lobiștii, ca să nu zic altfel, și îți explică cu argumente solide că nu poți să o faci. Nu poți, nu. Și tu zici, da, domne, aveți dreptate, așa e, chiar nu puteam. Am fost un fraier, ca să nu zic altfel, că m-am gândit că aș putea o face. Da. Nu? Și a dat bine și la popor. Bă, am vrut să fac pentru voi, poporul. Da? Uite, nu s-a putut, nu a fost aia, nu a fost cadru. Nu e Curtea Constituțională care nu mă lasă firarea să fie. De... Păi aia nu interesează. Sunt nouă iluminații acolo care, dacă îi înjură poporul, care e problema aia? S-a încheiat luna și a venit și pensia și salariul. Au la bani, n-au ce face, nu? Da. În fine, dă-i încolo cu revenind politica lor. Că... De ce a plecat USR-ul de la guvernare? Păi ei zic că au fost dați afară. Ăștia la spun că au plecat, s-au supărat camăgarul păsat. Bun, eu îți scot un ministru care mă deranjează. Da. Că vrea să facă concursul la Casa de Asigurări. Păi de unde s-a mai întâmplat asta? De ce să facem asta? Ferească Dumnezeu. Păi tu îți dai seama câți bani să pierd acolo? Da. Păi ai terminat o jumătate bandă de hoți. Adică tu vrei așa ultima discuție de politică, că mai ne întoarcem puțin la cultură. Tu spui că USR-ul ar trebui să rămână pe baricade, să zică da, bă, sunt și eu acolo partener, rămân la guvernare. Nu poți să faci asta. Nu poți să faci. Păi de-aia nu poți, Dane, pentru că dacă ai minte în cap și ai o coloană vertebrală, nu poți să te lași călcat în picioare pentru că ce? Că vrea domnul Ciolacu sau că vrea... Nu poți. Nu poți, pleci. Te duci și te retragi în orașe și faci treabă. Doamna la Câmpina sau Câmpul Lung, ăla la Timișoara, la Brașov, te duci și faci. Și lucrurile să văd, unele dintre ele. Părerea mea, repet, așa am văzut, așa cred. Hai mai zine ce faci, unde mai joci, lasă-i încolo politica lor, că știi ce se întâmplă. Din păcate ne răcim gura de pomană ei. E adevărat, dar atunci nu mai vorbim nimic. Hai, am vorbit, am sughițat destul. Păi ce, să joc foarte mult la Teatrul Național, că am tocmai scot o premieră cu... S-au mai liniștit apele pe acolo, îți mai ceartă conducerea, e liniște, politicul, nu? E liniște, vă lasă să vă faceți treaba. Scoatem o nouă premieră cu domnul Purcărete, Silviu Purcărete la Teatrul Național, Gertrude.
Acum Topa Gabor va avea o premieră chiar acum, marți, Tango de Mrojec, cu o distribuție foarte frumoasă cu Emilia Popescu, cu Mihai Constantin, cu George Ivașcu, cu Emilian Oprea, actori așa. Noi avem repetiții pentru mai bună, am jucat în seara asta, jucăm, mergem prin țară, uite acum pe 17 suntem la Brașov, ne mișcăm destul de mult, mergem. Cum e cu povestea asta? Am văzut că există tentația pentru mulți colegi de-ai tăi să migreze și către zona asta, de telenovele, de filme mai ușurele, probabil să fac bani mai bine, mai bun, da. Spre reclame, spre tot felul de chestii de-astea. Dar cine ați vrea să facă asta dacă nu actorii? Că e meserie pentru actori. Da, nu, eu nu zic că nu e, dar... Păi... Nu, sunt filme, să fac filme. Hai, stai că nu e apropo de meserie pentru actori, că am văzut și niște actori de conjunctură în ultima vreme în producții românești. Adică? Păi am văzut cântăreți. A, păi da. Am văzut felul de influencers. Categoric, da. Personaje păi nu, eu picante. De, păi, după gustul meu, acolo ar trebui să fie actori. Da. Faptul că s-a migrat spre TikTok... Că spre asta s-a migrat. Păi după gustul tău, dar când regizorii fac distribuția asta cu personajele astea exotice de care spun eu și sparg încasările și box office-ul, te gândești, bă, de ce să fac cu actor când aduc pe manelistul X, pe lobistul Y? Sunt de acord cu tine. Cum sunt de acord că trebuie să existe de toate pe piață. Adică trebuie să existe și comedii, și filme de artă, și filme cu... Filme de artă nu umplim neapărat cinematografile. Iată, am făcut un film, Libertate, acum un film foarte bun, al lui Tudor Giurgiu, nu știu dacă l-ați văzut, care e chiar un film realmente bun. Și ce nu l-am văzut? Uite, Casa de la Țară cu doamna Maia Morgenstern, da, la Teatrul Național, în spectacul Claudiu Goga, foarte frumos. Și sălile sunt... nu sunt pline. Lumea aia cere. Poți să nu le dai. Dar... Cum să sălile faci? Nu sunt pline și în schimb la lansări cel puțin, că na, nu, cât mai trec și eu pe la mall-uri și mă uit acolo, cozi ca la urs când vezi câte o producție de-astea cu, nu știu ce, nu le dau numele că o să zic că am ceva cu ei. Da. Dar înțelege toată lumea despre ce vorbesc, nu? Da, bine, sunt colegii mei care fac asta, majoritatea. Da, se cere piața asta, asta le dă. Sunt foarte puțini oameni care își permit să... Până la urmă e cam presă și îți asumi. Faci o presă quality sau faci un tabloid, mai arăți exact. O duduie, mai exact. Nu știu cum, o nucă exact. Și vinzi. Eu cred că trebuie să existe toate felurile. Bașca, că despre filme despre care tu vorbești, sunt făcute pe banii lor. Sunt producții independente, n-au luat bani de la stat. Și asta e bine, nu? Păi este... Iartă-mă, dar eu cu banii mei... Sistem, fac profit. Dar eu cu banii mei pot să fac ce vreau. Adică cum să-i spun omului, bă, vezi că ai făcut o prostie. Bă, am făcut-o pe banii mei. Am cerut un ban de la voi, de la stat? Nu. Atunci... Bă, mai mult am făcut și un profit frumos de pe urma ei, deci... Exact. Și am plătit și impozite și asta și ce să... Adică ce ar trebui să fac? Da. Nu, trebuie să existe și telenovelele, trebuie să existe și filmele de televiziune, trebuie să existe și filmele de comedie și filmele de artă, trebuie să existe toate. Problema e acolo unde, ți-am zis, educația nu-și mai face treaba și atunci la filmele de artă și filmele puțin mai grele, oamenii zic, hai mă, păi mă duc să văd pe TikTok, da. Cornel Păsat, mă duc să-l văd da. Că joacă în asta, mă duc să văd, păi toată lumea joacă acum. Unde te vezi peste 10 ani și unde te peste 20? Tot aici la noi în țară, tot jucând pe scenă? Sper să fiu sănătos să fac asta, da. Da. Doar sănătatea te-ar putea ține departe, în rest nu... Nu, de plecat din țară nu mai plec, nu evident că nu am pierdut plec. Startul și tu și eu cred că nu mai avem... Mie îmi place asta că stau și joc aici, îmi place că fac lucruri pentru oamenii din țara mea, îmi place că tot ce am învățat în școală pot acum să fericesc niște oameni, adică nu sufăr din cauza asta. Și mai cu seamă că și tu și eu suntem ultimii oameni care să ne plângem, chiar am avut... Da. Adică chiar nu putem să ne plângem că nu... Ni s-au întâmplat lucruri bune. Ne ascultă, putem și noi să comunicăm cu el. Da. Acum noi trebuie să întoarcem societății ce avem. De plecat, probabil că e ușor să pleci, nu știu. E greu să rămâi și să lupți aici cu toate lucrurile astea. Deci te vezi îmbătrânind aici pe meleagurile mioritice, da. Jucând o piesă frumoasă, cu o frecvență poate nu la fel de mare, na? Că nu o să mai ai vibe, nu o să mai ai energia. Habar n-am, sper că o să mai am și vibe-ul și energia, ce să zic. Nu știu. Bine, eu m-am raportat la 20 de ani, putem merge și la 40, nu la 30. Păi am 45. Păi, mulți înainte. Da, mulțumesc la fel. Oameni buni, a fost o discuție plăcută, extraordinară pentru mine și vreau să fac acest exercițiu cât mai des, că până la urmă de aia e duminică seara,
oamenii sunt sătui. Închipuiți-vă cum ar fi arătat masa asta cu patru politicieni de care vorbea și Marius mai devreme, certându-se fiecare, bă, tu ești de vină, ba voi, ba noi, ba ăia, ba hârcă, măr, noi facem, voi nu faceți. Cred că asta fac cam tot și poate la un moment dat v-ați săturat. Eu nu m-am săturat și cred că mulți ca noi, nu Marius, ne săturăm ușor de politică și ne retragem, cum ai spus, în bula noastră. Da, da, bula... Și ne vedem de treabă acolo și încercăm să ajutăm cât putem pe partea noastră. Fiecare, tu cu emisiunile, eu cu teatru, mă duc, joc, mai inspir niște tineri, sper, mai ajut pe aici pe acolo, mai îndemn lumea să meargă la vot. Marius, mulțumesc! Ne mai vedem cu siguranță și în platou, și la teatru, și în viața asta peste tot. Prieteni dragi, v-am promis că măcar ultima parte e a dumneavoastră, eu cu dumneavoastră. Așa că puneți mâna, sunați, aveți colegii mei acolo, sunt la telefoane, intrăm în direct. O să vă propun și două subiecte, ca să nu vorbim chiar așa despre orice, că jumătate de oră aia cât mai avem, nici atât e scurtă. Mulțumesc din nou, Marius Manole, Selectiv cu Dan Bucura, o mică pauză și ultima parte. Oameni buni, nu știu, mie unul mi-a plăcut foarte mult discuția cu Marius Manole, m-a încărcat așa cu energie, mă gândesc că mai există și altfel de oameni în țara asta și putem face discuții și dezbateri într-un studio de televiziune și cu alt tip de invitat, nu neapărat cu clasicul politician, care sigur are și el rolul lui în studio acolo, să-l mai vadă poporul, vorba unui amic și că bă, măcar să-i aduci să mai râdem de ei. Acum fiecare se prezintă cum poate, publicul decide. Dar noi ne întoarcem și de-aia am spus că publicul decide, e o mare bucurie și acum, având 3 ore în această nouă casă și în acest nou format, o să am această bucurie mult mai des să vă ascult și pe dumneavoastră, publicul acesta minunat, care stați de atâta ani de zile, atâta mari de timp lângă noi la Selectiv și meritați să vă spuneți punctul de vedere. Măcar să ne descărcăm și noi oful când putem și cum putem. La mine aici, la Selectiv, îmi face o mare bucurie discuția cu omul de rând. Să văd și ce știți dumneavoastră, cât puteți și ce vă deranjează, cum vă deranjează. Sigur, nu putem discuta verzi și uscate. De asta, ca de fiecare dată, cei care urmăriți constant știți, când fac discuții cu publicul, încerc să dau trei teme și să rămânem pe zona aia. Astăzi, seara, așa scurt cât mai am până la sfârșitul emisiunii, m-am gândit să vorbim de două lucruri. Unul la mână. Rămân în logica asta cu drogurile și cu mafia asta a stupefiantelor. Ați văzut și cred că ați înțeles și începem să înțelegem cu toții de ce e ea atât de prolifică în ultima vreme în România. E simplu, fraților, e protejată de nivelul zero, de cei mai importanți oameni din România. Ați văzut judecătoarea de la Suceava, o distinsă duduie, care nu că era consumatoare, era combinată cu traficantul, nene. Deci trăia cu el o viață paralelă și normal, când era o problemă, punea mâna pe telefon, îl suna pe traficant. Cealaltă problemă pe care vreau să o discutăm, aici chiar mă interesează opinia dumneavoastră, bă, fraților, cum e cu șpaga la medic? De ce spun asta? Fiindcă, oameni buni, au descins din nou procurorii la un spital cunoscut de aici, de la noi, de la Mitici, la Marius Nasta. Și au luat pe capete câțiva medici cu ștaif, care puneau și ei mâna pe bani. Acum, logica, ce se întâmplă? După această acțiune, iertat să-i fie numele, să odihnească Dumnezeu, unul dintre ei nu mai e printre noi. Urma să fie trimis în judecată, tăvălit, eu știu, poate și condamnat, medicul respectiv, nu mai e printre noi. Există un scenariu că a apăsat de griji, poate omul s-a sinucis, să decidă procurorii. În urma acestei povești, am văzut în spațiu public câteva tentative din partea medicilor, paradoxal, de a lansa ideea pe piață, domne, până la urmă oamenii ăștia n-au condiționat actul medical, au primit doar niște bani pentru ceea ce făceau. E moral, fraților, ca medicii, față de care facem cu toții un mare efort în țara asta de câțiva ani încoace, să-i plătim mult mai bine decât îi plăteam în anii precedenți, au ei dreptul să ia și plicul ăla, atenția aia, mita, cum vrei să-i spunem, cum spun procurorii, sau ar trebui, având în vedere miile de euro pe care le încasează lunar, să meargă și ei pe ideea asta, vrem o țară ca afară, motiv pentru care
să spună nu, mulțumesc, eu am salariu, rolul meu aici e, am depus și un jurământ, e să am grijă de dumneavoastră, mergeți sănătoși acasă. E, poate fi și paga tolerată și putem închide ochii dacă medicul nu ne condiționează actul medical? Asta e a doua mea întrebare către dumneavoastră. Astea sunt telefoanele, sunt deschise. Avem deja pe cineva? Bună seara, uite, chiar de la București, Eugen. Bună seara, da. Domnule Eugen. Eu am fost nevoit să dau mită celui de-al doilea chirurg care m-a operat la picior după o retezare a talpei piciorului într-un accident de mașină provocat pe intersecția Eminescu cu Polon în 2013, pentru că primul mi-a făcut o operație în bătaie de joc. Vorbim de Spitalul Floreasca. Domnule Eugen, ca să clarificăm, vă întrerup rapid. Ați spus am fost nevoit. Ce înseamnă ați fost nevoit? V-a spus al doilea nevoit. Medic, bă, nu dai, nu te operezi sau cum? Nu. Mi-era frică că îmi va face o contraoperație, adică o lucrare nereușită. Mai rău decât primul. De ce? Primul, în loc să mă opereze în primele ore de când am sosit în spital la ora 15:50, nici la 1 fără un sfert noaptea eu încă nu eram adus în sala de operație, eram jos la smurt că se aștepta să vină cineva cu șpaga din familie. Eu, neavând nici nepoți, nici copii, n-a fost cine să le aducă nicio șpagă și m-ar fi lăsat să mor în subsolul de la Floreasca, acolo la smurt, da? Dacă nu venea să facă scandal șeful șoferului care m-a accidentat. Deci pe cale de consecință, domnule Eugen, spuneți dumneavoastră că ați zis, hai să fiu prevăzător tura a doua, să bag mâna la teșcherea și să dau ceva, nu? Nu, toți banii pe care îi mai aveam în viața mea atunci erau 200 de euro și i-am dat celui de-al doilea medic care m-a operat să nu mă agraveze și mai rău, adică să-mi pierd piciorul, da? A trebuit să-mi plătesc singur plăcile de titan, ei mințind că nu au undit ai Spitalul Floreasca plăcuțe de titan cu șuruburi, ca să-mi lege talpa, adică oasele să-mi lege. Deci, să concluzionăm, că sigur mai sunt și alți telespectatori care vor să intervină. Din punctul nostru de vedere, este de netolerat ideea asta, nu neapărat dacă condiționează actul sau nu condiționează, ar trebui să fie fără șpagă, corect? Ar trebui, mai ales de când li s-au mărit salariile, de când manipulează banii într-un hal de nu se poate imagina. Vreau să vă spun că atunci când le refuzi să le dai sau vorbești de asta, toți îți spun, și din administrație și medici și peste tot, îți spun așa, dar ce în Occident nu se dă? Haideți să vă spun că nu se dă și nu se cere. În schimb, în Suedia poți să te duci cu un buchet de flori, adică o oră de muncă, nu mai mult, o oră de muncă, care poate să fie un platou de prăjituri, așa, la cineva care într-adevăr ți-a făcut un mare serviciu, adică ți-a făcut un mare serviciu. Nimeni nu primește mai mult decât o oră de muncă. Adică acela e un gest de recunoștință, buchetul de flori sau o sticlă de vin dacă e bărbat sau așa, după ce ți-a făcut, după ce ești bine sau așa. Și nicio formă înainte, nimeni nici nu primește. Mulțumesc mult, domnule Eugen, am înțeles foarte clar explicația dumneavoastră. Da, să știți că dincolo de ceea ce spunea domnul Eugen, și eu întăresc ideea asta. Cred că ar trebui cumva să vrem o țară ca afară, păi hai să începem și cu noi medici, vorbesc prin prisma lor. Știu că e ciudat, știu că sunt mulți dintre ei care nu condiționează actul medical în regulă, dar nici să ajungi ca un om, iată, de frică, cum a fost domnul care a fost cu noi, de frică să-și dea ultimii bani din casă, cât mai am, 200 de euro, 300 de euro, banii de mâncare pe luna asta, hai să-i dau să fie bine, să nu care cumva să fie rău. Dar de ce să nu fie bine pentru toată lumea și că dai și că nu dai, oameni dragi? Nu știu. Iată, continuăm seria întrebărilor. Să vedem dacă poate găsesc pe cineva care mă contrazice. Mergem la Vâlcea, înțeleg, da? Bună seara! Bună seara!
Bună seara, vă ascult. Despre ce vorbim? De judecători, droguri sau despre medici? Păi eu vă sunt scurs la obiect, nu vă rețin prea mult. Pentru medic nici în nicio formă nu pot să fiu de acord. M-aș fi ferit Dumnezeu până la vârsta asta de 60 de ani ca să am de-a face cu ei, dar nu sunt acord cu mita. Ori noi când mergem la serviciu, ce facem? Primim mită pentru ce mergem la serviciu, primim un salariu și cu asta basta. Trecând mai departe, scuzați-mi că vorbesc așa s-a cadat și direct, cât privește drogurile, nu vă supărați. Trebuie să umblăm neapărat la cauză, că efectul vedem în condițiile date. Apropo și de trebuie ăsta, mă scuzați că revin, cum un salariu pensie. Nu sunt de acord cu nicio formă cu medicienii ăștia, cu tot ce se întâmplă pe unde se întâmplă cu politicul, cu administrație publică. Revenim, vă rog frumos să mă scuzați, la droguri. Păi ce nu vă mai scuzați atâta dacă nu spuneți vreo prostie să mă ia CNA-ul și să trebuiască să vă tai, în rest vorbiți cum doriți dumneavoastră. În tot sufletul nu doresc să fac treaba asta, vreau să vorbesc direct, scurs și la obiect, pe problemă, fără să jinesc pe nimeni, fără să avem probleme. Corect, mă mulțumesc pentru... În ultimii ani noi suntem aia jigniți, vă mulțumesc mult, iată o opinie pertinentă de la Vâlcea, care a trecut așa prin toate temele mele, bașunele în plus. Așa e, toți suntem de acord că, apropo de jignit, cred că noi suntem aia jigniți de vreo 33 de ani. Ne jignesc în toate felurile, în toate formele. Ia să stai așa, să vedem ce avem. Mergem la Prahova. Bună seara, domnul Eduard. Dacă că e greu cu telefoanele, vă ascult și pe dumneavoastră, am și casca. Domnul Eduard, da? Da, bună seara. La Prahova. Bună seara din nou, domnule. Bună seara. În legătură cu șpaga la medici, vreau să vă fac următoarea precizare. Bineînțeles că au rămas între ei și, să zicem așa, elemente negative. Adică pădure fără uscături nu va exista niciodată. Problema luatului șpăgii nu este neapărat în a condiționa actul medical, ci pentru ei a devenit un drog. Deci ei, indiferent... Deci se leagă și cu celălalt subiect, cu drogurile, da, le-a spus corect. Nu, da, mă rog, deci e ceva, un drog, deci e ceva la care nu poate renunța. Dar mare majoritate dintre ei, în urma selectării și în urma măririlor de salariu, nu țin neapărat nevoie să ia șpagă. Dar faptul, primesc totuși acel plic, ei nu se uită în plic, nu se uită în buzunar cât îi bagă fiecare. Deci, domnul Eduard, spuneți dumneavoastră că cumva ei au atât de mare obișnuință asta încât s-ar considera parcă, nu știu, anormali să nu bage și ceva la sfârșitul zilei de muncă în buzunar, nu? Deci un leu, dacă îi dă cineva, el e mulțumit că a primit ceva. Deci e vorba de drog, nu de sumă. Cred că și dumneavoastră, ca și mine, domnule Eduard, ați trăit și partea cealaltă sau ați avut așa revelație fericită în care v-a spus cel puțin odată un medic, domne, vă rog frumos, nu e cazul, nu am nevoie. Acum să nu să-i generalizăm pe toți că nu e cazul. Deci un medic foarte bun de la Spitalul Petrol, de la Spitalul Boldescu din Ploiești, un medic orelist a refuzat pur și simplu să-mi ia, am încercat să vorbesc cu el pe o latură din asta cu care eu mă confrunt zilnic, în așa fel încât să-l conving, ceva de genul, mi-ai creat o stare de bine, eu aș vrea să-ți ofer o sticlă de șampanie ca prin gestul meu să-ți creez la rândul meu o stare de bine. Asta nu înseamnă șpagă. Deci pur și simplu nici măcar așa nu a vrut să ia. A fost un doctor excelent. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să fie cât mai mulți ca ei. Domnul Eduard, din păcate, mulțumesc mult. Un singur telefon pot să mai iau și vreau să merg rapid așa și la Călăraș. Domnul Ștefan, înțeleg. Bună seara. Bună seara, domnul Ștefan. Vă ascult, ultimul telefon de la aproape miezul nopții. Dumneavoastră sunteți. Da. Vreau să vă spun cu subiect și predicat. Să discutăm puțin despre șpagă. Aici suntem. Da. Deci ne referim la procurori, la domnii procurori. Dacă dânșii au bună credință către Dumnezeu, cum poți tu, dacă ai o pensie specială, dacă ai un salariu atât de mare, cum poți să întinzi mâna la un amărât? Cum?
Păi da, dumneavoastră vorbiți de șpaga pe care bănuim noi că ar lua-o și procurorii, nu? Păi din moment ce folosesc droguri, vedem postele de televiziune... Acolo era cu judecătoarea cazul ăla, dar e corect ce spuneți. Există și cazuri de procurori care n-au fost tocmai ușe de biserică, aici așa este. Da, dar vedeți dumneavoastră că de aici se împute peștele de la cap, pentru că în momentul când ți-am făcut un salariu atât de mare, și pentru doctori valabil, și pentru judecători, și pentru toți cei au salariile mari, în momentul când eu ți-am făcut salariul atât de mare și ai atât de mulți bani și ai și pensii speciale și ai tot, trebuia să bage și o lege în momentul când ai întins mâna să fii fără discuție 10 ani dus la umbră. Da, corectă observația. Mulțumesc, domnul Ștefan, și asta e adevărat. Bă, vrei privilegii, poate ți le dau, dar dacă ai călcat pe bec cu privilegiile astea avându-le și alți români neavându-le, tu trebuie să te duci puțin mai mult la pușcărie decât alți români. Cât mai mult? Nu știu, de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori mai mult. Pentru că eu stat fac un efort pentru tine, bă, procurorule, bă, judecătorule, bă, coruptule din cum, robă sau cum să-ți spun. Și atunci când, dacă n-ai putut să te ții departe de borcanul cu miere, meriți să faci mai multă pușcărie decât românul de rând. Dar cât de departe suntem noi de țara aia, de modelul ăla ideal în care corupții stau cu anii pe bune la pușcărie, dau și bani înapoi, iar oamenii cinstiți sunt promovați pe merite și pe valoare în funcții acolo unde e cazul. Nicăieri, suntem la an lumină de povestea asta. Așa că, oameni buni, ăsta a fost telefonul de la aproape miezul nopții. O să încerc să fac o rubrică aproape săptămânală din povestea asta. Vedem dacă au fost erori, dacă am mai greșit și noi. Sunt de la început, e prima ediție de 3 ore. Nu e simplu, credeți-mă, da? Am început cu una, cu două, acum am ajuns cu 3. Facem, stăm pe baricade. E, pentru mine e o mare bucurie să văd că oamenii la orice oră aproape, iată, miezul nopții, doresc să intre în legătură cu noi, iar mie mi-e drag tot timpul să-i ascult. Prieteni dragi, asta a fost selectivul, prima cu 3 ore. Duminica viitoare, la aceeași oră 21, eu aici la măsuța mea, pe aici, pe în spațiul ăsta, mă mai plimb, mai stau în picioare, mai mă duc la măsuță, dar alături de dumneavoastră cu cel mai mare drag. Seară frumoasă, noapte bună și ne revedem duminica viitoare, 21, nu uitați!